Uciderea a doi oameni nevinovați după ce au fost luați ostatici într-un apartament din Onești declanșează mai multe anchete care vizează felul în care a reacționat poliția. Între timp, suspectul principal este în spital, iar soția lui în arest. Sunt în stare de șoc, declarația aparține Elenei Udrea după ce magistrații curții de apel au găsit-o vinovată de fapte de corupție și au condamnat-o la 8 ani de închisoare cu executare. Ioana, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a primit și ea 5 ani în același dosar. Iar cei 45 de studenți ai Facultății de Drept din București, acuzați că au copiat la mai multe examene, au fost exmatriculați. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Modul în care polițiștii au intervenit în cazul bărbatului din Onești, care a sechestrat și ucis doi muncitori prinși în fosta sa locuință, a intrat în vizorul superiorilor. La rândul lor, unii specialiști în psihologie judiciară sunt de părere că acțiunea a fost prea la vedere, dar și că negociatorul ar fi putut să facă mai multe ca să evite finalul tragic. Deocamdată a fost reconstituit minut cu minut filmul intervenției, care s-a terminat sângeros. Agresorul a fost împușcat și este la spital, soția lui a fost arestată preventiv pentru complicitate la răpire, iar două familii își plâng morții. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Acesta este finalul operațiunii eșuate de salvare a celor doi ostatici. 8 gloanțe au descărcat polițiștii în corpul bărbatului care i-a ucis pe muncitori, după ce înainte i-a sechestrat aproape o zi întreagă. În blocul cu 4 etaje din Onești, coșmarul a început la ora 11:47. Printr-un apel la 112, care s-a întrerupt brusc, Gheorghe Moroșan a anunțat că este înarmat cu un cuțit și a amenințat că nu va ezita să-l folosească. Despre ostatici, inițial, nu a pomenit nimic. Doi polițiști au fost trimiși să verifice situația și 5 minute mai târziu au ajuns în fața imobilului. Atunci s-a aflat că Moroșan i-a sechestrat pe muncitori. Situația devenea gravă și s-a cerut suplimentarea forțelor de intervenție cu încă 7 polițiști. Un negociator din cadrul serviciilor speciale a fost trimis să-l convingă pe agresor să-i elibereze pe captivi. Adjunctul șefului poliției din Onești se știa cu Moroșan și a inițiat primele discuții. Ca să arate că are intenții serioase, Moroșan i-a adus pe balcon pe bărbații pe care îi ținea captivi. În imaginile filmate de martori se vede cum unul dintre ei are mâinile legate la spate și este îngrozit. A început să înjure, să dreagă, să facă și arăta baioneta aia de cât de mare era, că el omoară, el taie și face. Muncitorii prinși de Moroșan fuseseră trimiși acolo de firma care deținea apartamentul. Societatea câștigase locuința în instanță, în contul unei daune provocate de soția individului. Moroșan nu s-a împăcat niciodată cu ideea că a pierdut casa. I-a sunat cineva, i-a sunat să lucrează în apartament, nu știu ce, și el a venit peste băieții. Ce faceți voi aici? Nu mai faceți nimic. Moroșan a mers la fosta lui locuință împreună cu soția, care a stat într-un apartament vecin cu cel în care erau ținuți captivii. Nu a colaborat cu polițiștii, ba chiar le-a transmis la telefon că își susține bărbatul. Ajunși într-un impas la ora 13:53, polițiștii au suplimentat forțele și au schimbat negociatorul. A fost adus din libere un ofițer de la poliția din Bacău. Nici acesta nu a reușit să-l potolească pe agresor. Băi, nu mă calmez deloc, eu de 10 ani de zile tot sunt calm. Țin deloc! Niște bandiți și hoți! Băi, împreună cu comandantul vostru, nu te faceți! Nu se treabă așa! Băi, junții, nu stau cu vorbă cu mine! A solicitat să îi se restituie actul de proprietate al apartamentului sau suma de 300.000 de euro. Iar în cazul în care aude vreo mișcare pe scara blocului sau prin fața blocului, va trece la executarea celor două persoane care se aflau în posesia sa. Telefonul mobil a fost preluat de către unul dintre persoanele sechestrate, bărbat, care a precizat că este sechestrat în apartament și că a fost amenințat că va fi ucis dacă se aude vreo mișcare pe stradă sau la ușă. 5 minute și 40 de secunde a durat acest apel. Peste 2 ore a mai urmat unul. Moroșan a spus că nu mai vrea să stea de vorbă cu polițiștii și a cerut să-i se facă legătura cu persoane importante din stat. Operatorul de la 112 a încercat 12 minute să îl calmeze, la fel cum făcuse și negociatorul. La 16:55 în apartament s-a dezlănțuit iadul. Chiar dacă situația era sub control, exista o comunicare între negociator și agresor. Am observat mișcarea siluetelor agresorului și a unui ostatec în balconul apartamentului și am auzit zgomote și țipete de
interior, fapt care ne-au adus indicii clare că în interior s-a produs o agresiune. Una dintre victime a încercat să-l atace pe agresor, moment în care acesta și-a schimbat comportamentul și a devenit foarte violent, lovind în stânga și în dreapta. Prima echipă care a ajuns la 1353 era poziționată la etajul 2 al blocului, echipată cu echipament de protecție balistică, armament și dispozitive de distrugere a sistemelor de închidere. De ce a durat deschiderea ușii mai mult? Pentru că, dincolo de sistemele de închidere ale ușii, cele două iale, avea și o scară proptită între ușă și peretele opozabil ușei. După ce au deschis ușa, polițiștii au tras gloanțe de cauciuc și de război. Gheorghe Moroșan a fost rănit la mâini și la picioare. Acum este la terapie intensivă. Bărbații pe care îi ținea în locuință aveau răni pe tot corpul. Unul a murit acolo, celălalt la spital. Amândoi zăceau pe balcon când au intrat agenții. Nu e muncitor legat cu scătușa? Nu, mă, ăsta e criminalul, mă. Cu cătușa, are cătușa, da. Tudorel Butoi este profesor universitar, doctor în psihologie judiciară. Este de părere că în negocierea purtată de polițiști cu agresorul s-au făcut erori. Prima ar fi că trupele speciale au acționat la vedere. Omul a fost foarte clar, foarte limpede, în nebunia lui. Păi și atunci eu mă duc cu batalioane întregi de polițiști pe suferea omului, încep să vorbesc cu el de jos, să ne luăm la amenințări, la invective. Apoi nici negociatorul nu ar fi procedat bine. Negociatorul trebuia să vină de mână cu unul, doi reprezentanți ai firmei care au luat omului apartamentul sau despre ce e vorba acolo, că nu-i treaba poliției, să vină cu geanta cu bani pe care omul o pretindea și să medieze discuțiile dintre acest făptuitor nefericit de crime cu cei de la firmele astea. Negociatorul poate să tragă de timp efectiv prin diferite metode. Să tragi de timp în favoarea echipei de intervenție ca să își facă ei loc a intra în apartament, că pe acoperiș, că de la vecinul de la 2, că de la vecina de la 4, ok, la etajul 4 stătea chiar, era soția agresorului, care mi se pare ciudat că era acolo. Acum poliția trebuie să-și, cu siguranță o să-și facă treaba și vor vedea ce s-a întâmplat și cum a ajuns ea acolo și al cui era apartamentul și de ce stătea acolo și cine i-a permis. Ancheta în acest caz a fost preluată de parchetul din Bacău. Soția agresorului a fost și ea arestată preventiv 30 de zile în acest caz pentru complicitate la lipsire de libertate. Bărbații uciși aveau unul 38 de ani și celălalt 55. Silviu Iștoan, cel mai tânăr dintre ei, nu era căsătorit. Furia suspectului din Onești, care a recurs la acest gest de o violență extremă, vine așadar dintr-o situație petrecută în urmă cu 10 ani. Atunci bărbatul și-a pierdut apartamentul în urma unei sentințe judecătorești. Pentru că era plecat în momentul executării silite, a cerut an la rând să vadă hotărârea judecătorească, document pe care l-a revendicat și ieri în timpul luării de ostatici. Polițiștii l-au adus într-un final, dar prea târziu. Individul a avut în trecut alte 4 condamnări. Din 10 ani de zile o fac la bandiță din miliție și la bandiță justiție. Câte în baza hotărârii judecătorești. În 2010, pe când suspectul Gheorghe Moroșan era plecat la muncă în Italia, familia sa ar fi fost evacuată forțat din apartament. Moroșan și-a povestit propria variantă într-un live făcut pe Facebook în anul 2018. Unul din jandarmi a pus fiicei mele pistolul la cap că dacă nu părăsește apartamentul, o împușcă. În acel moment i-a pus cătușile la mână și a dat-o afară forțat din apartament. Am încercat să îmi recuperez lucrurile din apartament, dar nu s-a putut face absolut nimic. Eu am făcut mai multe plângeri penale. Eu nu am reclamat altceva decât atât. Unde este hotărârea judecătorească? La finalul intervenției din 2018, același Moroșan a amenințat că își va face singur dreptate cu arma. Familia mea a fost amenințată cu armă de foc. Dacă nu se lămurește această situație,
cu armă de foc voi face și o dreptate. Să nu vă fie de glumă. Nu glumesc. Asta am vrut să vă spun, iar dacă vreți, luați măsuri. Dacă nu, o să vă lămuresc, că o să o las mai târziu. Cumplit este că ieri chiar a trecut la fapte. A intrat omul în apartament. Băi, dar voi cu ce drept stați aici sau lucrați în apartament? Eu o oprit, o stat, deci nu știu, să vedea de la balcon de acolo. Vă dusem din stradă ce era. Și zic, băi, ce că dar băieții ăștia sunt nevinovați. Deci eu nu sunt nevinovat. Asta a fost discuția. Soția agresorului a fost tot timpul în umbră alături de el. De altfel, când au întâlnit-o autoritățile, au descoperit că avea la ea mai multe coliere din plastic, asemeni celor folosite de atacator ca să îi lege pe ostatici. Nu căutau bridele la dumneavoastră în geantă, bridele identice? Pentru că le-am avut în geantă, ca mașina stricată. Pentru dreptate! Vă considerați vinovat în vreun fel? Nu, nu! Soția lui... I-a transmis că face bine ceea ce face. Această hotărâre judecătorească a fost scoasă. E adevărat, poliția, cum să vă spun eu, nu avea cum să dețină acea hotărâre la birou. A durat un pic, nu chiar atât de mult. I-a fost dusă. Ideea a fost că acest proces de a duce această hârtie trebuia să fie un pic mai lung pentru a trage de timp organele de poliție. Una dintre fiicele celor doi, stabilită în Germania, consideră că tragedia de la Onești putea fi evitată. De ce s-a ajuns așa ceva când putea să aducă acel document? Și să rezolva așa totul, credeți, dacă vedea acea hârtie? Dacă ducea acea hârtie, să rezolva totul! În 2003, soția agresorului gestionar la un combinat din oraș a fost trasă la răspundere pentru furtul unor materiale din titan, oțel și inox din magazia aflată în responsabilitatea ei. În 2009, instanța a decis că femeia și-a îndeplinit defectuos atribuțiile, așa că apartamentul a devenit proprietatea firmei în urma unei sentințe judecătorești și a acoperit 3% din prejudiciul creat de furt. Firma care deține apartamentul spune că l-a ținut până acum în conservare. Suspectul de 68 de ani a fost de profesie mecanic de locomotivă, iar ulterior șofer de tir, însă între timp s-a pensionat. În prezent locuia cu soția și soacra la țară. Un cunoscut povestește un alt episod în care Moroșan a fost agresiv. Treceam pe poteica aia și era cu o motocositoare, cosea, și-a îndreptat motocositoarea spre mine, că a zis că mă omoară, de ce tot trec pământul lui. Moroșan a fost de-a lungul vieții condamnat de 4 ori, atât în țară cât și în Italia, pentru furt, vătămare corporală și conducere sub influența alcoolului. Incapabilă să-și trateze mariaj, România a trimis astăzi în străinătate încă 2 oameni răniți grav într-un incendiu petrecut de această dată în Prahova. Ce s-a întâmplat, aflați imediat. Lovitură dură în justiție pentru Elena Udrea și Ioana Băsescu. Fostul ministru al turismului a primit 8 ani de închisoare, iar fiica cea mare a fostului președinte 5. Ambele condamnări sunt cu executare, dar în primă instanță. Magistrații curții de apel le-au găsit vinovate de acte de corupție legate de finanțarea campaniei pentru alegerile prezidențiale, dar și pentru referendumul din 2009. Elena Udrea a fost condamnată pentru instigare la luare de mită și spălare de bani. Ea a fost acuzată că în 2009 ar fi contribuit la finanțarea ilegală a campaniei electorale. O parte însemnată din banii folosiți la alegerile prezidențiale și referendumul de atunci ar fi provenit din infracțiuni de corupție. Este un șoc. Recunosc că mă așteptam la achitare pentru toate acuzațiile care mi s-au adus. Ce a fost în mintea acestei judecătoare? Să mă condamne pentru toate acuzațiile. Dacă vroia neapărat să-mi dea o pedeapsă pe executare, mă putea condamna pe o singură faptă. Ea alege, în niciun mod incredibil, de neexplicat, să mă condamne în mod abuziv pe toate cele 6 acuzații pe care le aduce parchetul. Ioana Băsescu a fost judecată pentru instigare la delapidare și instigare la spălare de bani. Fiica cea mare a fostului președinte este acuzată că în aceeași campanie din 2009 i-ar fi convins pe directorul unei companii de stat, dar și pe iubitul ei de atunci, un om de afaceri italian, să contribuie la rândul lor cu fonduri ilegale la finanțarea campaniei electorale. Italianul a acceptat să colaboreze cu anchetatorii și chiar ar fi înregistrat-o pe ascuns pe Ioana Băsescu. Nici ea și nici avocatul ei nu au dorit să comenteze sentința. Pentru Elena Udrea este a doua condamnare în primă instanță după cea din dosarul Gala Bute, în care a primit 6 ani de închisoare. Dosarul este deocamdată suspendat pentru că judecătorii de la instanța supremă așteaptă un verdict al Curții Europene de Justiție care poate influența evoluția procesului. Prin sentința de condamnare Elenei Udrea, judecătorul Curții de Apel București a dispus nu doar pedeapsa pe care ar trebui să o execute fostul ministru al turismului, ci și confiscarea 1 milion de lei. Sunt bani despre care procurorii anticorupție susțin că ar fi provenit din infracțiuni de corupție și ar fi fost cheltuiți pentru finanțarea campaniei lui Traian Băsescu.
Popescu. Fostul șef de stat nu a formulat un punct de vedere, cum nu a dorit să spună nimic nici despre condamnarea fiicei sale în același dosar. Sentința Curții de Apel București poate fi contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție. Operațiune de amploare pentru salvarea celor doi bărbați de 53 și 59 de ani din Prahova, care au suferit arsuri grave în urma unui incendiu declanșat la o stație de prelucrare a produselor petroliere. Cei doi au fost preluați de un avion militar și au ajuns unul la Viena, iar celălalt la Bruxelles, pentru a fi tratați în secții de mare arși. Între timp, la Inotești, unde s-a întâmplat tragedia, are loc o anchetă. Era ora 19 și un minut când, printr-un apel la 112, s-a anunțat un incendiu de proporții la o fabrică de combustibil din Inotești, județul Prahova. Pericolul era uriaș pentru că în preajmă se aflau vagoane cu produse petroliere, dar și rezervoare cu reziduri. În imediată apropiere erau două autoturisme și un autotren care de asemenea erau cuprinse de incendiu. Doi bărbați care au suferit arsuri pe mai bine de 60% din suprafața corpului au fost preluați de salvatori și duși la spitalul de urgență din Ploiești. Medicii i-au intubat și au cerut transferul la o clinică de mari arși, însă nicăieri în țară nu erau locuri disponibile. Nu este niciun loc în București, din păcate. Ministerul Sănătății a apelat la ajutor din străinătate și a reușit să-l obțină. În cursul după-amiezii, o aeronavă militară i-a preluat pe cei doi. Unul va fi tratat la Spitalul Militar Rena Street din Belgia, iar celălalt la Clinica AKH din Viena. Era nevoie obligatoriu să fie tratați într-un centru specializat în mari arși. La nivelul Ploieștiului nu este posibil, iar la București nu erau locuri libere ieri și nici astăzi și atunci s-a preferat această variantă. Între timp, polițiștii, inspectorii de muncă și pompierii au început cercetările pentru a afla cum s-a produs incendiul. Din primele informații, bărbatul, în vârstă de 53 de ani, era angajat al societății Capaznic, iar celălalt, specialist în repararea centralelor termice, venise la el să-și repare un arzător. Incendiul a plecat cel mai probabil de la un aparat de sudură, folosit fără respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor. Deocamdată, reprezentanții fabricii nu au oferit informații suplimentare despre cele petrecute în incintă. Managerul Operei Naționale din Iași, Beatrice Rancea, scapă de arestul preventiv, dar rămâne sub supravegherea polițiștilor. După o noapte de audieri, fosta balerină și alte 10 persoane au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile. Acuzațiile procurorilor sunt grave: deturnare de fonduri, fals și uz de fals. Suspecții sunt bănuiți că au sustras peste 1 milion de euro din bugetul Ministerului Culturii în ultimii 7 ani. 14 ore a durat audierea managerului operei din Iași, Beatrice Rancea. La 4 dimineața, procurorii au lăsat-o să plece acasă, dar sub control judiciar. Procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar față de 11 inculpați, pentru o perioadă de 60 de zile. Beatrice Rancea nu a putut fi contactată pentru a comenta scandalul în care a fost implicată. Vorbesc în schimb angajații concediați. Fosta contabilă a operei a semnalat de mai multă vreme nereguli în cheltuirea banilor. Aceasta susține că opera ar fi cumpărat inutil 20 de aspiratoare, deși existau doar 5 femei de serviciu, 28 de calculatoare și peste 500 de becuri și neoane. Cele mai multe achiziții publice s-ar fi făcut fără licitație, așa cum prevede legea. Vorbeam despre angajări fictive, pot să le spun, atât timp cât persoana respectivă nu presta nicio muncă în instituție. Doamna Rancea nu cunoaște legea, ori nu vrea să țină cont de lege. Manager al Operei Naționale Iași din anul 2011, Beatrice Rancea, este acuzată de liderii de sindicat că făcea angajări preferențial, că punea în roluri doar anumiți actori din anturajul său și că dădea ilegal afară artiștii. Sesizări despre aceste nereguli au fost trimise inclusiv la Ministerul Culturii. Ne-am trezit că s-au făcut evaluările anuale, s-au făcut după 9 luni de zile. Pe lângă faptul că s-au făcut mai târziu, erau, să spunem, afectați negativ mulți membri de sindicat. Noi eram în proteste, la momentul ăla părea că e o răzbunare. Anchetatorii susțin că Beatrice Rancea ar fi coordonat o grupare infracțională care ar fi obținut 5 milioane de lei de la bugetul statului pentru promovarea culturii. Sumele ar fi fost folosite pentru a deconta produse sau servicii fictive către mai multe persoane din Iași și București. O parte din bani, susțin procurorii, ar fi ajuns și la o celebră creatoare de modă din capitală pentru a confecționa costume care nu au ajuns niciodată la opera din Iași.
Mergem mai departe cu o decizie fără precedent luată în sistemul universitar din România. Cei 45 de studenți ai Facultății de Drept din București, acuzați că au copiat la mai multe examene din sesiunea de iarnă, au fost exmatriculați. Rectorul universității, cel care a luat această decizie, spune că dovezile, dar și mărturiile tinerilor arată fără dubiu că vinovații au încălcat regulamentul în mod evident și repetat. Chiar și așa, unii dintre cei în culpă au anunțat că vor cere anularea deciziei. În calitate de rector al Universității din București, validez propunerea de exmatriculare ca urmare a fraudei constatate cu o largă majoritate de Consiliul Facultății de Drept. Menționez că în luarea deciziei, Consiliul Facultății de Drept a aplicat regulamentul actual al facultății, care spune clar că pentru fraudarea examenelor nu există decât o singură sancțiune, și anume exmatricularea. Rectorul Universității București, care a avut în mâini decizia de exmatriculare, spune că unii dintre studenții vizați au dat cărțile pe față și au mărturisit că au fraudat examenele, deși la facultate învățau tocmai cum să respecte legea. Cei 45 au fost acuzați că au copiat la examenele din sesiunea de iarnă. Probe în audierea celor 45 de studenți din anul întâi au fost chiar capturile conversațiilor din timpul examenelor de pe WhatsApp. Conducerea universității însă nu a dezvăluit cum a intrat în posesia dovezilor și nici dacă studenții care au dat aceleași examene, dar care nu au fost părtași la această fraudă, au vrut să dea în vileag ilegalitatea, fie în semn de loialitate față de drept, fie din dorința de a-i demasca pe posibili impostori. S-au purtat conversații în timpul examenului. Au fost infiltrate persoane de la învățământul la distanță, la fără frecvență. Unii dintre ei au zis că vor intra pe grup cu noi pentru a avea acces la seminare, pentru a avea link-uri sau materialele care ni se trimit ouă la zi. Acesta n-ar fi o problemă, doar că unii dintre ei au captat toate aceste conversații care s-au purtat pe grup încă din octombrie până în februarie. Au făcut prin screen-uri, le-au salvat probabil într-un folder mare și le-au trimis către decan. Tu ai fraudat? Ai copiat la unul dintre aceste examene? Nu pot să zic asta, pentru că nu pot să definesc acum ce-i frauda. O parte dintre tinerii implicați în scandal vor să ceară anularea deciziei de exmatriculare pentru că, spun ei, ar fi fost încălcate niște proceduri. Dacă frauda este constatată prin probe ulterior terminării examenului, remediul din regulament este nu exmatricularea pentru fraudă, ci resusținerea examenului. Și atâta timp cât frauda nu a fost constatată de profesorul care a susținut examenul de către administratorul de sistem, atunci nu ne putem afla în ipoteza aceasta a exmatriculării pentru fraudă. La rândul lor, reprezentanții Asociației Studenților Facultății de Drept consideră că decizia exmatriculării este o măsură draconică. Studenții nu susțin frauda, studenții nu sunt de acord cu un comportament care să ocolească normele de bază ale eticii academice, dar asta nu înseamnă că în momentul în care un student a greșit sau este suspect că a greșit, trebuie să aruncăm cea mai drastică sancțiune. Rectorul Universității București a menționat totodată că din cauza pandemiei s-au adâncit problemele în sistemul de învățământ, inclusiv în cel superior, și crede că este nevoie de o mai bună adaptare a procesului de învățare și predare la sistemul digital. Peste 1 milion de persoane cuprinse în etapa a doua de vaccinare au deja un cont în platforma electronică și vor avea prioritate la programare. Asta înseamnă că imunizarea populației generale ar putea începe cel mai devreme abia în a doua jumătate a lunii aprilie. Până acum, aproape 620.000 de români au primit cele două doze de ser anticovid, iar de câteva săptămâni pe teren sunt și echipe mobile. Ora 9 dimineața. După ce se îmbracă în costumele de protecție și își iau geanta frigorifică în care sunt dozele de vaccin, cei din echipele mobile merg să le administreze serul oamenilor imobilizați la pat. Prima oprire, o familie în care pe listă sunt doi soți de aproape 79 de ani cu boli cronice, dar și femeia care îi îngrijește. Bine v-am găsit, echipa mobilă de vaccinare. Boala de bază, demență senilă. Are și a două stenturi. Alergică, oștiți la medicamente, la alimente? Nu. Apoi vine rândul bărbatului. Medicul îi verifică dosarul ca să se asigure că omul nu are contraindicație pentru vaccinare. Am 11 stenturi. Da. Și două balonaje pe artere. O ușoară pișcătură. O pișcătură, da. Rudolf a fost profesor de limba română vreme de 37 de ani și s-a bucurat teribil la vederea medicilor. Dacă se întâmplă să nu mai aveți Pfizer pe 23, ce se întâmplă? Rapelul este asigurat automat. Cum nu au apărut reacții adverse, după 15 minute, echipa mobilă își continuă drumul.
Urmează familia Pantazi, unde bărbatul a rămas cu sechele grave în urma unui accident vascular cerebral suferit în 2019. Oamenii vor să știe ce trebuie să facă dacă apar reacții adverse. Cele mai frecvente sunt cele locale. Nu înseamnă că s-a terminat aici, dar în continuare mască, în continuare spălare pe mâini cât mai des. Pentru echipele de vaccinare, fiecare seră administrată este o luptă câștigată cu virusul, mărturisește asistenta care își aniversează ziua de naștere la muncă. Am așteptat atât de mult vaccinul acesta încât nu contează că e ziua mea, că nu e, ne facem datoria. În fiecare dimineață, echipele mobile primesc listele pe care sunt trecute adresele și numerele de contact ale persoanelor pe care trebuie să le vaccineze în ziua respectivă. În București sunt 6 echipe mobile de vaccinare, fiecare formată din medic, asistentă și registrator. Pe faza a doua de vaccinare am vaccinat niște centre de dializă plus centre sociale și echipe mobile pentru nedeplasabili. În total estimez aproximativ 1000 și ceva de persoane. În toată țara, 25.000 de persoane așteaptă echipele mobile. Oamenii nu se înscriu în platforma electronică, ci sunt trecuți pe liste de angajații de la direcțiile de asistență socială din primării. Este un proces anevoios, este un proces care se desfășoară mai lent, comparativ cu ritmul de vaccinare adresat celorlalte categorii de persoane din etapa a doua, însă cu siguranță vom câștiga în perioada următoare. România se află pe locul 2 la nivel european și pe locul 7 cu privire la numărul persoanelor imunizate cu ambele doze, ceea ce garantează o imunizare completă. În săptămânile următoare va începe și vaccinarea prin intermediul caravanelor care vor ajunge în zonele izolate. Oricât de mult ați fi tentat să vindeți pe internet diverse lucruri din casă, luați-vă cât mai multe măsuri de precauție. Poți își diversifică metodele, iar ținta lor este să vă fure banii, cum aflați în câteva momente. Pentru prima și posibil pentru ultima dată în acest an, parlamentarii au stat la muncă până noaptea târziu. Aceștia au dezbătut legea bugetului de stat într-o ședință care s-a încheiat la ora 2 dimineața. Discuțiile despre cele peste 3.000 de amendamente ale opoziției au continuat și astăzi toată ziua. Total inutil pentru PSD. Textul a fost adoptat în această seară în forma propusă de guvern. Mai aveți amendamente? Mai am, domnule președinte, avem 200 de amendamente. Câte? Azi noapte până la ora 2 și astăzi, toată ziua, parlamentarii opoziției s-au perindat pe la pupitrul sălii de ședință pentru a citi cele peste 3500 de amendamente pe care le-au depus la buget pentru diverse lucruri. Parcări modulare 10 bucăți, construire pod peste Slănic și modernizare drumuri Sătești. De unde îi luați banii? Construire stadion Nicolae Dobrin. Dați-mi voie să visez, nu? Pe la programul ăsta așa frumos. Sală polivalentă Timișoara. Amendamentul este respins. Ce ai făcut, mă? Achiziția de microbuze și autobuze școlare. Să vă adresați colegilor pe o voce mai calmă. Socialdemocrații au cerut bani mai mulți pentru alocații, pensii, dar și pentru majorarea salariilor profesorilor. N-au precizat, după un an de pandemie, de unde ar veni aceste fonduri. Neobișnuiți să stea atât de mult la lucrări, unii parlamentari și-au pasat cartelele colegilor, iar aceștia, fără să se sfiască, au votat în locul lor, evident, în afara regulamentului. Dar nu mi-amintesc, îmi pare rău. Sunt filmări în care folosiți și cartela colegului de bancă și vă întind. Greșit, poate, nu știu. Ați greșit întinzând mâna și la cealaltă aparat de post? Se poate, da. Oboseală, la 1.5. La câte mii de... jumate, păi tocmai fiind obosit... Câte mii de... Poate și instinctul de multe ori. Da. Cei de la USR au filmat pe parlamentarii din grupul AUR în timp ce erau în culpă. N-ar fi frumos să-i spui colegului tău să nu mai voteze? Și vezi că mai doi colegi care au făcut la fel. Și eu am făcut la fel. Păi asta zic eu. Păi care coleg? Păi colegul meu, prietenul meu, frate, noi venim din Anglia după 11 ani de zi. Este pentru prima oară când legea bugetului de stat este adoptată de Parlament fără nicio modificare. Dacă vreți să vindeți ceva pe internet, fiți atenți cui și ce date oferiți. Numărul atacurilor pe site-urile de anunțuri a crescut foarte mult. Hoții se prefac interesați de produsul oferit și vă cer datele cardului spunând că au nevoie de ele pentru a vă trimite banii. De fapt, cu aceste informații vă golesc contul. Oana a scos la vânzare pe un site de anunțuri bormașina soțului. Ulterior a fost contactată în scris pe WhatsApp, iar exprimarea în limba română i s-a părut ciudată, de parcă ar fi fost tradusă de un robot automat. Mi-a zis că va trebui să dau click pe un link și să bag datele cardului. Atunci mi-am dat seama clar că e ceva în regulă și când i-am întrebat, zic că asta e noua metodă și nu mi-a mai răspuns nimic. Prietena mea cea mai bună a pus la vânzare tot așa niște haine
și a doua zi a primit mesaj. Iar vecina mea chiar săptămâna trecută, vineri, mi-a povestit că a pățit același lucru. Și Iulia a fost în aceeași situație. Am dat din curiozitate click pe acel link unde mi s-a cerut să-mi introduc numărul meu de cont și la un moment dat mi-a apărut o sumă, nu știu să spun, pentru că nu era în lei, cred că era în forinți și probabil că dacă dădeam click mi se lua banii de pe card. În alte cazuri, pretinși și cumpărători nici nu se mai obosesc să traducă în limba română și vorbesc direct în engleză. Mi s-a părut ciudat în momentul în care nu punea întrebări despre produs. Era vorba despre roche de mireasă. Am verificat codul țării, ea mi-a spus că este din Helsinki și mi-a părut că este un număr de din Nigeria. De atunci mi-am dat seama că ceva este în neregulă. Dacă vreți să vindeți ceva online, puteți să vă dați seama că ceva este în neregulă dacă presupusul cumpărător vă spune că nu poate vorbi la telefon, dar are timp de o conversație în scris. Și clar este ceva suspect dacă vă cere datele cardului. Atunci când primiți bani, nu trebuie să trimiteți decât codul IBAN atașat contului. Niciodată nu sunt necesare numărul cardului, data de expirare și niciun caz codul de pe spatele cardului. Folosiți aceste informații doar atunci când plătiți ceva, când faceți cumpărături online, dar și în acest caz asigurați-vă că site-urile sunt sigure. Potrivit Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, atacatorii își diversifică metodele constant, dar sunt câteva elemente pe care le puteți verifica înainte de o tranzacție. Dacă utilizatorul era atent la denumirea domeniului din linkul respectiv, observa că nu se află pe un canal de comunicare oficial, pentru că domeniul era XYZ sau .shop sau cu totul altceva. Atacatorii se foloseau de imaginea brandului, de identitatea vizuală, de fonturi, de așezare în pagină, pentru ca pagina respectivă să arate relativ similar. Atenție și la e-mail-urile pe care le primiți. Așa cum știm cu toții, terminația mail-ului în general aparține instituției care trimite acel mail, numai că în aceste cazuri acea terminație nu este... Nu sunt acronimele, în general, aparținând instituțiilor financiare. Observăm o intensificare a acestor atacuri. În ultimele săptămâni au fost nenumărate, fie mesaje care au simulat transmiterea de către instituții financiare, de către băieți din România, sau chiar de către instituții ale statului. Nu transmiteți niciodată nimănui datele cardului, iar dacă totuși ajungeți în această situație, sunați de urgență banca pentru blocarea cardului și pentru împiedicarea tranzacției. Puteți anunța astfel de tentative și la numărul 1911, dedicat incidentelor de securitate cibernetică. Pesta porcină închide mai multe trasee turistice din județul Arad. Cu zeci de focare active, autoritățile au decis să interzică accesul publicului pe rutele montane. Nu se mai pot organiza competiții sportive ori plimbări cu bicicleta. Specialiștii speră că astfel animalele bolnave nu se vor mai speria de zgomote și nu vor mai migra în locurile neatinse de boală. La nivel național, pesta porcină a provocat pagube uriașe, inclusiv în marile ferme. Peste 100 de leșuri de mistreți au fost găsite în ultimele săptămâni în pădurile din Arad. Analizele au confirmat că animalele au fost răpuse de pestă. De altfel, autoritățile au numărat în jur de 50 de focare active, iar numărul lor este în creștere. În aceste condiții, Centrul Local pentru Combaterea Bolilor a decis închiderea traseelor turistice. Se interzic drumețiile, raliurile, competițiile sportive, activitățile turistice și de campare, accesul cu bicicletele sau ATV-urile în toate zonele împădurite ale județului. Orice zgomot care se face în pădure, fie de către turiști, fie de către motoare de ATV-uri și de alte autovehicule, este de natură să disloce vânatul, în speță porcii mistreți, posibil purtători ai virusului pestei porcine africane, spre alte zone, spre zone locuite. Cei care au așteptat însă să treacă iarna ca să-și poată relua plimbările sunt nemulțumiți. Având în vedere că trecem printr-o perioadă destul de dificilă și aici mă refer la pandemia care ne-a afectat pe toți, acum începem să ieșim din iarnă, dorința tuturor, nu doar a bicicliștilor, a tuturor, este să evadăm puțin în natură, să facem drumeții. Plimbările cu bicicleta sau drumețiile montane, nu știu în ce măsură afectează această transmitere a pestei porcine. Și în Gorj sunt confirmate 70 de focare de pestă porcină răspândite în 21 de localități. Orice suspiciune de boală trebuie anunțată imediat medicului veterinar din localitate, precum și direcției sanitar veterinare Gorj sau autorităților locale. Din 2019, de la primul focar și până la începutul anului, peste 700.000 de porci din ferme și gospodării au fost sacrificați din cauza pestei. Acum se fac inclusiv filtre în trafic pentru prinderea celor care transportă animalele bolnave.
După un an de restricții dure în care turismul s-a prăbușit, singurele oferte care merg din ce în ce mai bine sunt zborurile directe spre destinații exotice. Oamenii vor să se odihnească în zone izolate care să le dea senzația de siguranță în fața bolii. Așa că agențiile de turism s-au adaptat. Luna aceasta vor fi lansate zboruri directe către Kenya, iar pentru vacanța de Paște au fost puse în vânzare în premieră bilete în insulele Capului Verde. Asta după ce în ianuarie și februarie ai noștri au plecat cu miile în Maldive, Zanzibar și Republica Dominicană. Plaje întinse pe kilometri întregi de coastă. Așa arată paradisul exotic din insulele Capului Verde din Oceanul Atlantic. Aici vor putea ajunge românii de Paște după un zbor direct din București care va dura aproape 9 ore. Găsesc pe de o parte vreme bună. Este destinația cu 350 de zile de soare pe an. Găsesc un peisaj foarte variat pe cele 10 insule, fiind fiecare diferită în felul ei. Am căutat o destinație care să fie safe, atât în context general, dar și cel specific de COVID. Cele 10 insule vulcanice ale arhipelagului, unde locuiesc puțin peste jumătate de milion de oameni, au atât plaje cu nisip auriu și valuri perfecte pentru sporturile nautice, dar și nisip fin și alb și ape turcoaz pentru relaxare. Operatorii de turism de la noi spun că interesul pentru această destinație este mare și au în plan să mai adauge un zbor. Pentru o altă destinație turistică, mai puțin căutată până acum, Kenya, cursele charter vor fi lansate peste câteva zile. Ce o face pe Kenya în această perioadă o destinație potrivită pentru charter? Primul rând este zona de safety versus COVID. Kenya a tratat poate dintre țările africane și dând Africa de Sud cel mai serios problema COVID-ului, cu restricții de călătorie, cu granițe închise. Kenya are un sistem medical foarte bine pus la punct. În plus, măsurile de siguranță sanitară sunt stricte în zonele turistice ale țării. Turiștii se pot bucura de plajele de pe malul Oceanului Indian, dar și de excursii în mijlocul naturii africane. Tarifele pentru un pachet de vacanță în Kenya sau Capul Verde pornesc de la 1000 de euro de persoană și includ zborul și 7 nopți de cazare cu mic dejun. Cu aceste destinații exotice aflate acum la doar un zbor distanță de România, mulți operatori de turism de la noi și-au salvat afacerile crunt lovite de pandemie. Practic, Spania, Turcia sau Grecia, destinații preferate în mod tradițional de români, dar închise din cauza crizei sanitare, au fost înlocuite acum cu Maldive, Zanzibar sau Republica Dominicană. Așa se explică și cum România este acum pe locul 5 în lume la numărul de turiști care au ajuns în Maldive anul acesta. Peste 6800 de români au vizitat arhipelagul din Oceanul Indian în ianuarie și februarie. Cosmin Stan, Pro TV. Cel mai nou film semnat de regizorul român Radu Jude a intrat astăzi în competiția oficială a Festivalului Internațional de la Berlin. Pelicula spune povestea unei tinere profesoare care ajunge să fie blamată de colegi, elevi și părinți după apariția unei înregistrări indecente pe internet. În vremurile pandemiei, ediția de anul acesta berlinale este digitală. Juriul vizionează filmele în concurs și desemnează câștigătorii până pe 5 martie, fără tradiționalul covor roșu sau proiecții cu spectatori în sală. Ceremonia de decernare a premiilor urmează să aibă loc cu public abia în luna iunie. Radu Jude for Afirin. După ce a câștigat Ursul de Argint, trofeul pentru regie cu Afirin în 2015, Radu Jude revine cu un lung metraj în competiția oficială a Berlinalei. She's Emmy, an eminent romantic teacher from Little Paris. In a single moment, her whole life is turned upside down. Numele ultimului său film intrigă, Babardeală cu Bucluc sau Porno Balamuc, cu subtitlul Schiță pentru un film popular. Jude analizează raporturile dintre individ și societate, pornind de la o înregistrare video de amator, de ochiată, cu o profesoară de școală generală care ajunge pe un site pentru adulți. Directorul artistic al Berlinalei, italianul Carlo Chatrian, a descris pelicula lui Jude ca pe o radiografie a României contemporane. Da, e adevărat ce zici acolo? Că sunteți actriță porno? Se întrece în competiția oficială cu lungmetraje din Franța, Germania, Iran, Japonia, Ungaria, Mexic și Georgia. Toți cei 6 jurați sunt regizori cu un urs de aur în palmares. Printre ei și românca Adina Pintilie, care a câștigat marele trofeu în 2018 cu Numă Atinge-mă. În 2021, anul al doilea al pandemiei, Berlinala a fost împărțită în două părți distincte din cauza restricțiilor anticovid. Prima este mai degrabă un eveniment online al industriei filmului, cu juriul care va viziona filmele urmând să desemneze câștigătorii. Apoi sunt planuri pentru o vară specială, între 9 și 20 iunie,
când, speră organizatorii, publicul va avea șansa să-i vadă pe laureați și o selecție a filmelor lor. So the physical giving of the Golden and Silver Bears will be done in June, and the filmmakers and the jury will come back to Berlin, because we feel this moment of getting an award is so special that the physical event is really important for this. But we will announce them with a press release on March 5th. Al treilea val al pandemiei se manifestă deja în multe țări ale Europei și totuși cel mai înalt responsabil din domeniul medical din Statele Unite a avertizat asupra riscului unui al patrulea val peste ocean alimentat de răspândirea noilor mutații mult mai contagioase ale coronavirusului. Una dintre acestea, varianta braziliană, nu doar că se răspândește mai ușor, dar poate și evada în fața anticorpilor dobândiți după o infectare anterioară. În medie, 70.000 de noi cazuri de infectare pe zi săptămâna trecută în America și aproape 2.000 de decese asociate cu COVID în aceeași perioadă. Sunt date alarmante care i-au determinat pe cei mai importanți responsabili medicali și din Serviciul de Sănătate Publică să tragă semnalul de alarmă. Hear me clearly. At this level of cases with variant spreading, we stand to completely lose the hard-earned ground we have gained. These variants are a very real threat to our people and our progress. Now is not the time to relax. We have the ability to stop a potential fourth surge of cases in this country. I am really worried about reports that more states are rolling back the exact public health measures we have recommended to protect people from COVID-19. It is really risky to say it's over, we're on the way out, let's pull back. În lume circulă numeroase versiuni ale virusului, dar experții sunt preocupați de cele câteva care par mult mai contagioase, detectate prima dată în Marea Britanie, Africa de Sud, respectiv Brazilia. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a estimat că de luna aceasta, așa numită variantă britanică devine dominantă și în Statele Unite, cum se întâmplă și în diferite țări europene. Altă variantă, cea braziliană, tocmai a ajuns și în Regatul Unit, unde au fost depistate 6 cazuri. Și, conform unui studiu al cercetătorilor brazilieni și britanici, este mai contagioasă de mai bine de 2 ori decât alte tulpini ale virusului. Mai îngrijorător, poate evada în proporție de 25 până la 61% față de sistemul imunitar căpătat de organism după o infectare anterioară cu altă tulpină a virusului. Ultimately, vaccination is what will bring us out of this pandemic. Două noi studii, unul în Anglia și unul în Scoția, arată că vaccinarea cu diferite seruri împotriva COVID-19 a contribuit la scăderea semnificativă a numărului spitalizărilor, chiar după administrarea doar a primeia dintre cele două doze. Procentul scăderii internărilor variază între 70 și 85%. These results may also help to explain why the number of COVID admissions to intensive care units among people over 80 in the UK have dropped to single figures in the last couple of weeks, which is something I know that we all welcome. Pe de altă parte, guvernul francez susține acum că persoanele în vârstă, inclusiv cele cu probleme medicale preexistente, pot primi și vaccinul AstraZeneca, revizuindu-și poziția cu privire la această chestiune. Luna trecută, Franța a aprobat administrarea acestui ser doar la persoanele de până în 65 de ani, invocând lipsa datelor pentru stabilirea eficacității vaccinului în cazul vârstnicilor. În Germania, cancelarului Merkel îi se cere nu doar să adopte aceeași poziție, ci chiar să se imunizeze cu serul AstraZeneca, ca să dea un exemplu. 7 milioane de lire sterline, cu atât a vândut Angelina Jolie un tablou pictat de fostul premier britanic Winston Churchill. A obținut practic un preț de aproape 3 ori mai mare față de cele mai optimiste estimări. Un purtător de cuvânt a descris tabloul pictat la Marrakesh, în Maroc, în timpul celui de-al doilea război mondial, drept cea mai importantă lucrare a lui Churchill. Fostul premier britanic l-a dăruit principalului lider aliat din timpul războiului, fostul președinte american Franklin Roosevelt. Pictura, care înfățișează turnul unei moschei pe fundalul vechiului Marrakesh, ajunsese în posesia Angelinei Jolie după o licitație organizată la New Orleans în 2011. Cumpărătorul de acum vrea să rămână anonim.